E o groasă, este în final consternant să vezi români, câtă frunză, câtă iarbă, care și-ar lua mintenaș pușca din cui și i-ar ciurui pe caricaturiști. A scris tot pe Facebook Mihai Șora. Bun, deci cam astea ar fi, la momentul actual, subiectele și explicațiile de care dispunem. Da? Plecând totuși de la această caricatură, care sigur a inflamat până la urmă pânza asta virtuală românească, unde, după cum bine știm, se pot face glume până la un punct. Acum este foarte curios, totuși trecem la explicațiile noastre, foarte curios cum, de exemplu, în România, o țară unde se glumește, se face bășcălie, există satiră, da? Românul nu este un popor unde nu se face mișto. Noi, de pe vremea lui Bulă, în anii comunismului, trăiam practic aproape numai din asta. Adică la noi bășcălia, care sigur uneori ajunge și la nivelul umorului, este un lucru extrem de important. Deci nu putem să spunem că noi nu înțelegem când se face o glumă sau nu suntem miștocari. Dar vreau să sesizați un lucru. În România nu se poate face mișto sau nici măcar satiră de niște personaje care aparțin tuturor. De exemplu, nicio revistă din România, de satiră sau vreun site, oricât ar fi oamenii săi de inteligenți sau de dotați, și aici includ pe toți, de la Cațavenci, la Cațavencu, la Kamikaze, la Times New Roman, dar la tot ce a fost, inclusiv la revista Urzica, nimeni niciodată nu va scrie despre Simona Halep ce au scris cei de la Charlie, sau nu va face pe Halep într-un fel sau altul. Nimeni nu-l va ataca, de exemplu, pe blătarul Hagi. Nu l-am văzut niciodată pe Hagi, mergând călare pe măgar, da? Silabisind niște cuvinte, încărcând eventual niște sticle cu lapte, sau cărând niște blaturi, trimitere directă la hoțiile pe care acest individ le-a făcut ca să promoveze cu viitorul și ca să devină fraudulos campion al României la fotbal. Nimeni n-a scris asta. Nimeni nu l-a făcut Țigan sau Golan pe Ilie Năstase. Nimeni nu spune asta despre Ilie Dumitrescu. Și așa mai departe, despre Nicolae Dobrin. Deci, încă o dată, un lucru esențial. Românul nu este un adevărat satirist. Este un satirist laș. În sensul în care el știe să râdă, știți până când? Până când se plictisește să înțeleagă gluma până la capăt. Da? Eu dacă acum fac mișto, deschid un site de satiră și râd toată ziua de Liviu Dragnea sau de Gabriela Firea, lumea va aplauda, va râde, mă vă mai și înjura unii că mă țin minte de la emisiuni, dar în general nu o să fiu obiectul, da, unei vendete publice. În schimb, dacă mâine îmi fac un site de satiră și îl fac praf și pulbere pe Dumnezeu, că până la urmă satira îl include și pe el, cu e mare, da? Voi fi atacat și probabil dat afară și de la serviciu. Asta ca urmare a protestelor, sigur, pe care poporul le va face în fața sediului B1, alea se vor duce la CNA, vor ajunge la CNC, deci mă dau afară și administratorul blocului, da? Voi fi o paria societății. De ce? Pentru că am făcut mișto sau am râs sau am creat umor despre ceva la care noi nu avem acces. E bine, trebuie să aflați distinși umoriști că nu există limite în umor. Asta este ca și în Constituție, articolul numărul 1. Deci ce faceți, domniile voastre, este fix pix. Atâta timp cât nu vă permiteți să ironizați decât ceea ce ironizează pleava, da? Ce e la dispoziția tuturor. După cum vedeți că noi arătăm aceste ziare și aceste reviste în mod constant, sunt întotdeauna trecuți acolo înveninați, da, luați la mișto, făcuți harcea-parcea sau praf și pulbere, cam aceiași oameni. S-a început în anii 90 cu Ion Iliescu, cu Nicolae Văcăroiu, adică ce înseamnă asta? Persoane pe care toată națiunea le detesta. În orice caz, toți cei care citeau satiră, evident. A râde de Traian Băsescu, de Dan Voiculescu, de Victor Ponta, de Liviu Dragnea, nu este nicio șmecherie. A te duce și a face mișto de oameni care contează pentru cei care te citesc. Ăla este curajul satiristului. Dacă el nu există, iertați-mă, nu-i nici satiră. Dacă nu înțelegeți ce înseamnă satiră în limba greacă, duceți-vă la dicționar. O să vă trimită și Mihai Șora sau Dan Alexe cât de curând.
Deci despre asta discutăm. A, nu poți să fii extraordinar de bun satirist când tu ai limite. Na, dincolo nu m-aș duce. A, eu despre asta nu pot să vorbesc. De ce? Nu-i pregătită societatea mea? Pe atunci nu mai fac satiră pentru ea. Încă o dată, ca să revin, că eu nu sunt atât de în temă ca și Dan Alexe, că nu locuiesc în Belgia. Da, nu sunt un cetățean francez. Dar cunosc această mentalitate, am studiat presa franceză, o studiez, am studiat literatura franceză, o studiez, am studiat limba franceză, o studiez în continuare. Cunosc mentalitățile francezului. El nu scrie satiră pentru români sau pentru portughezi sau pentru spanioli. Da? Este o publicație care se vinde în interior. Francezul, în general, nu emite pentru străinătate, decât foarte puțin. Da? El nu se gândește atunci când face așa ceva la restul planetei. El o face pentru consum intern. Asta este o specificitate a sa. Deci nici într-un caz cei de la Charlie nu scriau sau nu caricaturizau ca să se indigneze sau să se intereseze românii. Pe ei interesa reacția lor. Sigur că acum sunt unii, mi-au și scris chestia asta, care consideră că pe undeva caricaturiștii de la Charlie s-au inspirat și din realitate. Într-adevăr, românii furau plăcuțele de cupru de la liniile de TGV. Da? Țiganii noștri, da? Românii erau cei care furau și dădeau un cap pe teritoriul francez. Ama francezul de rând nu prea știa ce e aia, dar el tot a auzit termenul ăsta, le rumă, da? Pentru că e mai greu să le explici că romii nu sunt chiar români. L-am explicat toată că a existat un articol în La Provence, la care și am colaborat și eu, cum vă spuneam, la vremea respectivă, în care se scria pe vreo două pagini, cu traseele geografice, da? Că nu există absolut nimic în comun între romi și români. Aceia vin din cu totul alt continent, cum au venit, cum au fost acceptați acolo, cum s-au oprit în România. Da? Articolul vorbea despre latinitatea poporului nostru, despre frăția dintre Provence și România, despre autori, despre artiști, despre pictori, despre Frederic Mistral, despre toți cei care au lăudat latinismul nostru de-a lungul istoriei. Da? Încercau să le aducă o nouă pagină de cultură, o nouă filă de cultură cetățenilor francezi, în special în sudul Franței, pentru că acolo apărea el. Dar ăsta a apărut într-o zi. Oamenii l-au citit sau nu, a doua zi știți că ziarul nu mai are valabilitate. Acum nu poți să scrii asta în fiecare zi. Cert este că cetățeanul francez mediu, sub mediu ăsta, care în general nu trece testele lingvistice ale limbii sale materne, asta știe despre români. Este un clișeu. Dar acest clișeu este real. Da? El n-ar fi avut cum să spună le rumân, așa cum spaniolul spune marocani, columbieni, ecuadorieni, dacă aceștia n-ar fi existat pe meleagurile lui, dacă aceștia nu i-ar fi dat în cap, dacă aceștia nu l-ar fi deranjat în fiecare zi. Da? Deci este un clișeu. Și atunci, sigur că, repetând ce spuneam în seara sau a doua seară după atentatul din ianuarie de la Charlie Hebdo, da? Din 2000, cât a fost, 12, de la Charlie Hebdo, așa, Charlie, da, publicația, împotriva clișeelor lumii acționează, împotriva superficialității, împotriva lipsei de cultură, împotriva a tot ce este mărunt și de suprafață. Asta face, în general, satira, da? Ea se luptă cu superficialitatea, cu semidocții, cu cei care pretind că sunt altceva decât sunt. Acolo este ținta sa. Deci, exact cu asta se luptă. Și atunci, sigur că titlul ăsta mergea exact în direcția omului clasic, omului mărunt. Până la urmă, cititorul de presă nu este un academician. Presa este la dispoziția tuturor. Oricine poate citi presă. Da? Și, bineînțeles că ea este făcută ca să fie citită de cât mai mulți oameni, nu neapărat de o elită. Nici măcar aceste ziare de satiră nu-și propun, chiar dacă uneori mai bravează pe tema asta, că sunt scrise pentru o categorie extrem de mică. Nu. Ei încearcă să aibă o țintă cât mai largă. Cel puțin ăsta este obiectivul lor, nu? Deși țineți minte, reacția de după faimoasele atentate a fost extraordinar de demnă a celor de la Charlie, care nu s-au emoționat foarte tare văzând ce s-a întâmplat peste tot pe mapa mond. În trecut, oamenii erau ipocriți, erau superficiali. Da? Mulți dintre cei care astăzi s-ar duce cu calașnicoavele să-i împuște, erau cu Charlie atunci, pentru că nu înțelegeau.
Țineți minte că noi nu ne-am declarat Charlie în ziua respectivă și nu aveam să o facem de altfel niciodată din motivele pe care le-am explicat atunci. Eram practic Charlie înainte să apară revista lor, din motivul ăsta. Să nu se supere Dan Alexe, că el e doar prieten cu cei care scriu la Charlie Hebdo. Noi suntem chiar Charlie, da? Adică de dinainte de a apărea satira și caricatura. Asta e singura diferență. Și atunci sigur că nu aveam de ce să ne mai luăm titlul ăsta. Cum a spus și Pap Diouf, când l-a chemat Robert lui Dreyfus la vila de la Davos să-l dea afară. El era președinte delegat la OM și l-a chemat să-l dea afară. S-a dus să stea până în Elveția cu charterul privat. Când a ajuns acolo, la era pe moarte. Mai avea câteva săptămâni, a mai trăit două săptămâni, că de asta l-a chemat, avea leucemie în ultimul stadiu, era livid, cadaveric pe pat, l-a chemat pe Diouf, ăsta a venit lângă el și i-a zis, ai ceva să spui în apărarea ta? Și Diouf a zis atât, luem-se moi! Și a zis, bine, ești dat afară. Ai în vedere că banii îi dădeam eu. Da? Da, Diouf, atât de suporter fiind, își alocase până la urmă și termenul ăsta. Da? Adică el era. Da? Fusese președinte timp de 5 ani. Dar sigur nu el dădea banul. Da? Banul dădea patronul. E așa spunem și noi. Noi eram Charlie înainte să apară ei să scrie lucrurile astea. Pentru că există unele elemente, da, pe care le ai în genă sau nu le ai deloc. Ok. Deci ca să ne întoarcem la aici și să tragem și concluziile, cam asta era discuția. Atâta timp cât tu nu înțelegi spiritul lor. Da, 2000 de ani de umor în plus, de exemplu, ca să mai adăugăm de la noi. Da? Înainte să apară la noi satira, francezii aveau deja 2000 de ani de când făceau așa ceva. Ok. Și asta e complicat să o, cum să spun, să reducem handicapul ăsta în câțiva ani. Noi avem genul ăsta de satiră, să-i spunem, profesionistă de după Revoluție. Da? E greu, oricât ți-ar crede ai noștri de remarcabil. După aia există întotdeauna explicația tipic românească că de regulă umorul franțuzesc este de nivelul, hai să zicem așa, Vacanța Mare sau Pro TV. Cam așa se expiră și mie mi-a fost dat să aud foarte des expresia asta de oameni care nu numai că nu știu cine a fost Voltaire, da? Nu numai că nu știu cine a fost Camus, da? Nu numai că nu știu de ce Sartre n-ar trebui să fie pus în aceeași propoziție cu Camus. Da? Nu numai că nu știu ce a fost Revoluția franceză, dar în general nu știu. Ei bine, ăia o să vină și o să-ți spună a, umorul ăsta e de grădiniță la ei. A, noi glume de genul ăsta. Da, pentru că, într-adevăr, diferența dintre culturi și dintre satirele, să spunem, ale celor două popoare, cam asta este. De câțiva, da, de câteva mii de ani lumină. Și atunci sigur că e complicat să te pui în situația asta sau să înțelegi niște texte. Asta e tot. Pe de altă parte, ca să încheiem aici cu un subiect interesant, cei de la Times New Roman, imediat după ce au luat cunoștință de această caricatură, probabil frustrați de extraordinarul impact pe care îl va avea în România, fără să fie caricatura lor, evident. Ei nu o să aibă curajul ăsta niciodată, am explicat mai devreme cu lux de amănunte de ce, au schimbat caricatura și au pus-o în locul acelei coțofene, cotoroanțe, ce e, da? Pe doamna Brigitte Macron, prima doamnă a Franței, spunând că aceasta i-a furat Simonei Halep trofeul și că acum românii se vor duce ceva de genul ăsta să îl ia în dărăt, sau fine, nu mai știu exact conținutul explicații. Textul era în stilul lor, nu era prost. Era bun pentru hăhăiala noastră în online. Ei deocamdată neavând unde să se exprime. Ei sunt doar în online. Da? Și la nivelul ăsta este, da? Imediat s-a schimbat o caricatură ca să o priceapă ai noștri. Noștri sigur că erau de acord cu asta. Numai că aș avea totuși aici de comentat, de completat ceva. Excepțional ar fi fost dacă cei de la Times New Roman ar fi avut ei primii această idee în ziua câștigării trofeului de la Roland Garros. Acum o să o aibă toți. O să vedeți când o să reapară satira la noi pe masă, Academia, Kamikaze, Times New Roman o să vă cităm de pe site-uri, că noi nu suntem escroci ca ei. Noi, în general, dăm numele. Ați văzut, nu ne ferim de așa ceva. N-am să înțeleg niciodată tâmpenia asta. Păi să nu-i pronunț numele că îi fac publicitate și nu merită. Cum adică îi fac publicitate și nu merită? Păi trebuie să explici lumii
Adică dacă mâine găsești ouă stricate într-un magazin, tu faci cum face ziaristul? Nu-i dai numele magazinului că ce? Că nu merită. Și ăla continuă să ia ouă stricate de acolo. Nu, trebuie să vorbești și de bine și de rău. Terminați toată cu clișeul ăsta. O să vă ardă la un moment dat Charlie și cu asta. Cum adică nu-i dau numele că nu merită? Adică de asta nu-i dai tu de fapt numele. Și prostie, l-am auzit și pe Băsescu mai nou, venind cu tâmpenia asta. Dom'le, ați luat-o de la Turcescu sau de nu știu unde. Vă e rușine să spuneți nume pe care altă dată le pronunțați? În tot felul de... Nu, că nu vreau să-i fac reclamă. Bă, fiți serios, te serios sau ce dracu? Da, deci când te exprimi și vorbești, fă-o, bă, cu subiect și predicat. Deci, Time New Roman, Cața Vencu, Acadia...